O găsit Diana în ceva second. Uite cât zi awesome. Asta hanorace cu Goku. Asta e pentru Dia. Și asta e pentru mine. Awesome. Asta e mai cool al lui Dia, numai că nu-mi e bun. Și nu o să slăbesc atâta. Și l-am probat. Am o tătă portocaliu. Da, tătă portocaliu. Trebuie spălat înainte și n-am știut. Am o tătă că mea și a mea e portocalie. They see me rolling, they laughing. Mamă, dar nu face față rolul ăsta. Deci, uite ce am aici. Dule, domnule. Dacă se întreabă cineva, mă distrez. Între timp, Epson nu printează. De aia, fui imediat de pe jos. Și cred că mai trebuie să mai iau una. Yes. Asta e a doua hârtiuță. Zic, dacă ne ajunge rola. Nu știu, ne-am văzut mai demult o persoană care nu știa că, de fapt, chestiile astea sunt de mai multe utilizări. Odată după ce s-o umplut rola, poți să dai jos stratul de la suprafață și o folosești în continuare. Credea că e de unică folosință. Și schimba cu totul, de fiecare dată când se umplea rola. Eu. E ca și cum ai folosit hârtie igienică doar... Știi? Doar o dată. Doar o tură, doar un 360. Așa și cu asta. Că și pe pantaloni te-ai făcut un secundariu. Acum trufele abia aștept să se facă puțin rece, să le port. Să-l porți. Să-l. Bine, dacă slăbesc destul, port și pe ăla. Eu nu mă îngaș atâta. Sper. Avem o sală de forță, nu de mese. Putem face aici o sală de mese? Nu. Sera food. Sună mai degrabă a chestii sănătoase, nu a chestii de îngrășat. Asta e manevra 14B. Unul ține și celălalt taie. Și mai trebuie încă unul care să preia. Faza super funny cu comanda asta e că pentru cine clientul final ne e vecin. Și asta e o comandă de DTF de la altă imprimerie. De la un alt print shop mare de aici din Cluj care nu au DTF și tot comandă de la noi, nu, DTF-uri. Dar clienții final pentru care comanda asta, aici vecin ne cunoaștem și zice Diana, măi, de ce nu comanda de la noi direct? Eu probabil nu știu cu ce ne ocupăm neapărat, că n-am vorbit efectiv că facem haine personalizate, nu a fost niciodată la noi înăuntru să vadă exact ceea ce facem noi. Le zic Dianei, dacă chiar îți dorești comenzi din astea așa de mari de pe zi pe alta? Pentru că sunt câteva zeci sau sute de tricouri care trebuie făcute în general în 2-3 zile. Și nu vrem comenzi din astea deocamdată. Mai încolo, când o să fim mai mulți, în primul rând. Nu doi. DTF-uri? Da, e ok. Putem face. Nu-i stres. Am pus acolo la print. Încă o flanșă din asta, nu? Deci astea sunt acum aproape ce trebuie, cu mâniere, cu chestii. Asta a avut un layer shift la un moment dat. Nu pot să vă arăt acum, că nu am chef să scot de aici. Dar ideea e că, imaginați-vă că pe aici, pe la mijloc undeva, ăsta s-a printat mai câș, așa, cu o deviație de 2 mm. Și eu trebuie să încălzesc tija asta cu heat gun-ul și să o forțez prin flanșă. Numai așa au vrut să intre. Și acum asta puțin depărtat. Să văd. Vedeți? Și aici stă ca lumea, pentru că flanșa stă puțin câș. Nu-i stres, își face treaba foarte bine, e ok, se printează în regulă. Chiar nu încurcă cu absolut nimic asta. Baiul e... Și cred că s-a întâmplat layer shift-ul ăla din cauza că viteza de print e prea mare pentru nozzle-ul ăsta. Nu făcea față imprimanta la viteza pe care o dădusem. Duza asta și flow-ul ăsta pe care le are acum de cred că 150, nu mai știu exact, efectiv nu a făcut față imprimanta și s-a decalat un pic. Cred că aia e cauza pentru layer shift-ul ăla, că altă explicație ciocanată n-am. Într-o altă ordine de idei, dacă tot suntem la capitolul de stricat bani... Da, mă. O să citesc. Țin pumnii. Cei care nu știți, Diana citește. Când are vreme. Stă prost cu timpul, din păcate, dar Diana citește. Nu doar instrucțiuni. Tu ai vrut cartea asta și pe restul le-ai pus să tragă la cântar, așa-i? Da. Dar mi-a luat și partea. Nici tare. Ok. Adică dacă dau stric bani... De asta știam. Dar și asta e cartea lui nouă, de anul okay. Ăsta. Nice. Și cumva astea două sunt legate din ce am înțeles din posterile lui de pe Facebook.
Ok, cool. Parcă văd că acum încere concediu să citească. Bună idee, că anul ăsta nu mi-ai dat. Logătat. Să vedem dacă și aici o suferi ceva layer shift-uri. E de bine asta iarăși. Ups. Se le-a bridat cu o structură din asta de copac. Structură de suport de copac. Că folosește o țâră mai puțin filament. Mă, ce layer shift a făcut aici. Fui. Nu e bine. De data asta layer shift-ul e și mai mare, deci nu ajută faptul că am redus viteza de print, dar nu înțeleg de ce. Nu știu dacă se vede, dar uite, aici se vede cel mai bine. Vedeți, asta nu trebuia să fie, nu trebuie să fie buza asta aici. Și din coace e pe partea opusă, știi? Deci aici așa, și din coace, din coace. Și asta o să încurce foarte mult să intre țava pe aici. Da, pot să-l încălzesc și pe ăsta, adică pot să încălzesc bara și când îl bag prin ăsta. Foarte bun e că e super rezistent, aia e super ok, dar nu înțeleg de ce se face layer shift-ul ăsta, de ce nu se printează tot drept. Asta e un fenomen pe care nu l-am înțeles niciodată, trebuie să mă pun să studiez. Demet. Da, nu-i tocmai, nu-i de aruncat, e ok, se poate folosi așa. Dar nu e ideal. Voi aveți idee care e treaba cu layer shift, de ce apare fenomenul ăsta? Și bineînțeles cum l-aș putea evita? E 7:30 seara, am gătat acum de printat DTF-uri și aici. Și aici. Pentru că în bucătărie nu mai încap. Diana acum se ocupă de putrat și de copt. Dar voiam să vă arăt că rola e cam gata. Nu știu unde să-l pun pe ăsta. Îl pun aici. Cei care ați văzut episodul când am pus rola asta au fost chiar când am schimbat și capul de imprimare pe imprimanta asta. Așa că hai să vedem în ce stadiu e capul de imprimare acum, după să zicem 90 de metri de DTF printați. Pentru că mai este chiar o țără aici pe rolă, nu mai sunt 10 metri, adică sub 2 metri aici, ceva de genul ăsta. Cu pierderi și chestii o să pun așa un estimativ conservator de 90 de metri. Mamă că sigur să... Nu contează. 90 de metri de rolă de DTF printați. Să vedem în ce stare e capul de printare acum la DTF-ul L1800. Și ca idee, o printat asta vreo 6-7 ore în continuu. Și așa, stai acolo. Asta este nozzle check-ul. Deci... o țâră acolo sus la albe înfundate, în rest par chiar ok. La negru, cred că se vede pe text, este ceva diuză un pic înfundată, care e pe aici undeva. Dar nimic agravant, să zic așa. Mai ales că asta se rezolvă cu un head cleaning. Deci, 90 de metri de DTF printați și încă capul pare în regulă. Cineva să facă echivalarea în A3-uri, în suprafață printabilă, de 28x38, dacă e să echivalăm cu coli de A3. Dar oricum, continuăm experimentul, pentru că o să vedem la un moment dat că o să se ducă și capul ăsta de printare și vedem efectiv cât o să țină. O rolă ține, 100 de metri ține. Vedem cât zeci de metri încă mai ține.